L-am auzit vorbind și cum am stat mult, am lucrat la el acasă mult, i-am renovat la porumbei, i-am renovat acasă, baia, i-am făcut mult și am avut mult contact cu el. Și am ajutat iară mult, pentru că în Belgia se fac vânzări. Și am mers la toate vânzările unde au fost campioni, că au fost Eric, că au fost Van den Abele sau altul. Am participat la porumbei și m-am luat modelul, tot timpul luam în mână porumbei câștigători. Să văd diferența lor. Și tot timpul am observat că ei sunt bine închiși. Da. Au un plumaj extraordinar și să porumbei atlet. Și am zis, bă, eu din ăștia trebuie să-mi construiesc. Când mergi, vezi pe Eghile, vezi la Desmetri Stian care au vândut, Cazar au vândut, la toți, am fost la Pipa, la toate vânzările care au vândut, Jelena, toți campionii. Am urmărit să văd cum arată câștigătorii. Și atunci mi-am format o mână, în așa fel că când mă duc acum la o vânzare cu Eric, Eric spune, ia, uite un pic și vii la masă și vedem ce ți-a plăcut. Dar spune-mi, la astfel de vânzări se vând numai porumbei perfect la mână sau se vând și porumbei de not, cu note mai mici, să zic așa? Se vând mai mulți porumbei cu note mai mici, porumbei bune sunt puțin, ca peste tot, nu sunt mulți. Dar se scot la vânzare și porumbei din perechi adevărate sau mai puțin? Se scot, acum o să înceapă să se scoată, nu s-o scos până acum pentru că nu s-a făcut test ADN. Acum a venit test ADN-ul și o să fie nevoit toți să facem test ADN. Acum începe febra. Da, acum începe febra. Cum am câștigat, am plecat și mi-am făcut testul ADN la tată, la frate, la demifrați la care am avut eu, ca să-mi verific și eu, să nu zic că mi-au călcat alt mascul. Da. Ai făcut testul ADN. Am făcut testul ADN și acum am să fac la toți. Iată, altă noutate. Și acum am să fac la toți puii lui test ADN. Că nu vreau să vorbească lumea sau să-mi zic... Dar nu, că te trezești că te mai și reclamă. Exact, da. Vreau să fiu transparent, să vadă oamenii că... E cel mai sigur când e un test ADN verificat, nu e spus lui ăla sau lui ăla sau... Că oamenii poți să te judece, dacă nu te cunosc, îți spune, bă, ăsta așa sau ăsta așa. Până n-au contact cu tine, poți să-și imagineze. Paul Daniel, dacă să ajungi la nivelul la care ai ajuns tu, unul foarte, foarte sus, consider că ai nevoie și de noroc sau nu? E totuși știință exactă. Eu zic că puțin noroc, pentru că, de ce puțin noroc? Că dacă ar fi noroc... O vârf de linguriță. Da. Pentru că dacă ar fi noroc, n-ar mai fi toți aceiași columbofili. Când îți trebuie norocul ăsta? Când îți formezi perechile de matcă? Eu să nu se pierde de la... Știință, că dacă ar fi noroc, n-ar fi norocul numai la Eric Limburg. Sau ce? Numai la ăla. Ăștia au cunoștință de porumbei, au capacitate, știu bine, să aia... Zicea, Blaga zicea că norocul merge în urma plugului. Da. E foarte important. Norocul merge în urma plugului. Asta e la urmă. De-aia am zis că păi poți să fie. Eu nu prea... Că câștigi un loc 1, la întâmplare, zicem că e noroc. Dacă când faci performanță în fiecare an, cum face Eric și cum fac alță, eu nu cred că e noroc. Pentru că nu numai el are noroc. Daniel, ca să ajungi la nivelul ăla și te menții ani de zile în top, cum e Limburg, cum e Van den Abel, cum sunt alții, consider că ei dețin anumite secrete despre tehnica împerecherilor, despre secrete nu, selecția la mână, despre... E o selecție mare la mână. Despre ochi, de exemplu. Și... Ei observați, ei trăiesc cu porumbei. Eric trăiește cu porumbei. Și câte zile stă el între, câte ore stă pe zi între porumbei? Eric e toată ziua, pentru că el din asta trăiește. El vine dimineața la 7, ajunge la porumbei, sau 6:30 vara, depinde, acum iarna vine mai târziu. Și stă până de seară, până aia, el stă la porumbei. Merge la mează, poate merge, iasă un pic, mănâncă, sau poate mai are un randevu la un doctor să-l ating, sau când mai sunt, sau e plecat până undeva, lipsăște o oră, două, dar asta după ce porumbei au fost zburați, antrenați, mâncați, tot. În plus de asta, Eric are unul care vine și îl ajută la curățenie. Da, normal. Are... Tu ai un îngrijitor? N-am pe nimeni. N-ai, tu singur faci. Eu singur fac tot. Mulțumesc. Și... Deci consider că nu există secrete, nu? Nu există secrete. Mulți cred că există secrete, că există produse speciale. Poți să ajuți un porumbel cu niște produse, să-l ajuți un pic să aia, dar... Nu există. Nu poți să faci dintr-un măgar... Nu poți să faci campion, nu. Aici în România, și de ce te întreb, aici în România foarte mulți crescători cred încă în ideea că medicamentele fac miracole. Și dau uneori în exces medicamente. Da, și le strică ficatul, nu fac și nimic. Termină. Și termină. De exemplu, la un moment dat am vorbit cu el și mi-a zis, poate cu 5 zile înainte,
consider că e mai bine să-i fac o injecție cu Bytril, ai zis, nu? Da. Decât să-i dau medicamentul care trebuie să treacă prin ficat. Pe când așa îl dai și trece, intră direct în sânge. Ori asta e problema ficatului, tot timpul încărcat de medicamente. Și mulți folosesc ulei. Ulei de usturoi, ulei de nu știu ce, ulei nu știu ce. Și îngrașă ficatul, deranjează ficatul. Uh-huh. Eu în fiecare, după concurs, două zile beau ceai. Uh-huh. Ceai de toate plante, cumpăr la natural, da, 12 euro și fac ceai. Ceaiul curăță cel mai bine. Mai amestecat și cu un electrolit? Electrolit ceva? Nu dau niciodată la porumbei. Pentru că porumbei nu transpiră. Eu am observat, porumbei beau apă și mănâncă și îi recuperează din deshidratarea lor, din efortul lor. Un porumbel, dacă a băut apă și a mâncat, el își revine. Și cel mai bun recuperator e odihna. Dacă eu acum aș fugi, pot să-l ajut un pic cu niște vitamine, cum toleamin, asta mai dau toleamin, îi dau mâncare bună și cu și odihnă, el deci îi dai, când vine de la zbor, îi dai mâncare bună, nu îi dai mâncare ușoară. Când vine la zbor, mâncare de sport, ca și cum s-o mâncare. Da, ca și cum pleacă. Da, nu îi dau ușoară. Și nu fac diferența între mâncare foarte slabă și foarte sport. Nu îi schimb mult, pentru că îi strâc flora intestinală. De exact cum acum mănânc salată, mănânc carne, crăp. Și pe urmă încep probleme de stomac. Așa și la porumbei. Că porumbelul te uiți și deci se toate vezi... sunt. Deci toate sunt lucruri de inteligență umană. El judecă uman. Porumbelul nu transpiră. Mi-a zis și mie asta. Dai antibiotic și după 3 săptămâni antibioticul poate să-i facă rău, nu? Nu, de exemplu, după 3 săptămâni e ok. Dacă îl bag la concurs, îl dau antibiotic și îl bag la concurs, el încă nu are rezistență. Mai repede de 3 săptămâni înseamnă că îl afectează, nu? Da. Deci el trebuie să fie sănătos și să nu fie mult antibiotic la porumbel. Cu antibioticul joci bine, foarte bine, la 300 de km, 400. După 400, când sunt concursuri de astea grele, că trebuie și că canicul de 33-35 de grade, 30-28... Vorba de antibioticul din apă, preferabil să dai o pastilă... Da, preferabil să dau o pastilă sau să vaccinez, de asta mai când e nevoie. Și după ce dau antibiotic, eu fac un concurs la 300 de km, ca porumbei să se simte bine, să-și prindă încredere, au venit bine, să simt bine. Uh-huh. Nu le bag la un concurs greu, că s-ar putea da, să-i pierd. De câte ori pe an folosești antibiotic, dacă se impune? Eu le dau, fac pentru salmonelă, fac în toamnă, în octombrie-noiembrie. Câte zile? 8-10 zile. 8 sau 10 zile salmonelă? Da, salmonelă. Bytril? Bytril sau Cozimix. Cozimix e un antibiotic care... Adică are aceeași componență cu enrofloxacina? Da. Că și Bytril are aceeași substanță, nu? Exact, da. Da. Dar eu odată fac un fel de antibiotic, odată alt. Și pentru căile respiratoare, amoxicilina, cea mai bună. Amoxicilina. Căile respiratoare, da. Pentru că e un aspect mai larg și îl porumbei să simt mult mai bine. În orientare, în orice. Acum belgenii au scos produse, antibiotici, pentru cap, ei zic așa, for the cop. Da. Că porumbei nu se pot orienta. Că nu sunt în formă, sunt bolnav și nu se pot orienta. Și când te uiți și întrebi ce, amoxicilină. Da. Da, și așa merg și cumpăr de la veterinar, dăm o amoxicilină, îmi fac eu și îi dau eu la porumbel amoxicilină. Da, da, sigur. Dar asta numai în caz dacă e nevoie. Dar mi se întâmplă să dau de 2 sau de 3 ori pe an antibiotic, cel mult. Dar odată dau sigur, 100%. Odată, a doua oară dau după ce încep sezonul, fac 4-5 concursuri și pe urmă le dau iar un antibiotic pentru căile respiratorii. Și spune-mi, cura care o faci tu, ai zis 8 sau 10 zile salmonelă. De trihomonoză, tot așa, în toamnă, ce dai? Câte zile? Nu mai dau trihomonoză. Bun, dar când dai, câte zile dai? 3 zile, dacă dau în apă. Atât? Atât. Și dacă dau o pilulă, dau dimineața și îi scot afară. Am înțeles. Aia cu datul pilulei dai drum afară să zboare ca să nu vomită. Bun. Explică-mi și mie un singur lucru. De ce e salmonelă 8 sau 10 zile? Pentru că normal medicamentele spun 3 zile curativ, 5 zile când are boală. De ce 8 zile, 10 zile? Dau 8 zile dacă eu mă duc la doctor și îmi zice mie, vezi că trebuie să iei toată cutia. Nu dacă 2 zile te simți mai bine, nu mai iei.
că s-ar putea să întoarcă și pe urmă să fie mai rău. Și pe urmă antibioticul nu o să-ți mai facă efectul. Așa dau 8 zile. Ca să fii sigur că nu se mai întoarce niciodată și că totul se elimină. Exact. Deci asta e o noutate. E important de spus, pentru că sunt oameni care merg în continuare pe 3 zile sau 5 zile și zic gata, am făcut tratamentul de salmonelă. Dar ea se poate întoarce și antibioticul ăla să nu mai funcționeze, nu? Da, da. Pe asta e problema, că ei dau 3-4 zile, 3-4 zile și dacă dau din mai multe ori, da, când dau, nu mai face efectul. Dacă consum mult antibiotic, nu mai face. Dar dacă eu nu iau antibiotic și un pic primul zbolnav, când iau antibiotic, imediat reacționează. Da, e logic, e simplu. Și eu prefer să nu dau antibiotic, cât mai puțin antibiotic. Pentru oia care vor să zboare viteză, pot să le ia Dimifon. Dacă că sunt mulți în Belgia, joacă pe Bytril. În fiecare săptămână dau Bytril și pălbăi vin foarte bine. Până la ce distanță? Până la 350-400 mase. După aia, și ia, deficatul. Aștia zboară un an sau de la anul, dacă vor să mai încearcă, nu mai e. Da, deci până la urmă, marea problemă a porumbelului este ficatul. Zim, Mihăiță, pune-i tu întrebarea despre avidres și nu știu ce, încă ceva care protejează ficatul, zi. Nu, sedocol se mai dă pentru ficat, da, sau pentru tratamentul. Poți să dai, sunt care dau, eu pentru nu dau. Flora intestinală, folosiți ceva, când folosiți ăsta 8 zile tratamentul cu... Eu nu dau Bytril. Pentru flora intestinală, eu dau după concurs 2 zile ceai. Ce dai? Ceai. Pentru ficat, ceai. Deci asta e un sistem pe care și eu îl făceam. Deci acum de băile, luam toate plantele, toate oală, mai puneam și oțelină, un morcov, urzică, făceam un fel de supă ceai. Ceai de urzică. Da, asta era urzică, nu știu, era un sistem pe care l-am moștenit eu de la Silvere Toie. Era într-un butoi, era ceai cu legume, cu tot și dădea chestia asta, în general, primăvara pentru curățirea sângelui. Tu practici asta 2 zile când vin de la zbor, nu? Exact. Dacă vin sâmbătă, dau luni și marți. Sau duminică și luni. Depinde de concurs. Nu în ziua când vin. Nu în ziua când vin. În ziua când vin le pui ce? Miere? Nu le pun decât un pic de toleamin, care are un pic de vitamine și atât. Și asta tolea? Toleamin. Belgasolul. Un electrolit. Nu e electrolit. Aminoacizi. Nu are electrolit. Am stat de vorbă cu ăsta, Vincent de la Tolisan. Am fost la el la farmacie și pe chestia asta, când am zis că porumbelul nu transpiră, i-am întrebat niște întrebări și el e de acord total cu mine și am zis, păi atunci de ce? Și am zis că ăsta e comerț. Ori mi-a zis exact, corect, spune eu acum, și toată lumea le vinde și le... Da, tot e comerț. Și am zis, dar porumbelul nu transpiră, e nevoie de dat electrolit? Și o zis, Daniel, știu că nu-i voie. Eu văd că tu știi. Mi-a zis așa în față omul. Da. Și atunci am lăsat, uite, toleaminul ăsta de vorbă și mi-a explicat. Sunt niște vitamine, sunt care ajută un pic să... De câte o singură zi la recuperare? Atât. Și mai folosiți și înainte de îmbarcare? Nu. În ultimele zile nu încărcați cu nimic? Nu, îl încarc ultimele zile cu mâncare sport. Și ultima zi, de exemplu, fac în așa fel ca porumbelul îi dau de mai multe ori. Mai puțin, dar de mai multe ori. Poate de 4 ori. Ultima zi îmbarcare, atunci vin mai repede acasă, dau dimineață, vin la 11, dau un pic și porumbelul tot mănâncă și se încarcă. După ce s-a încărcat el bine, el două zile nu mai vrea să mănânce. Pentru că deja e încărcat ieri, că ideea are dau aia și atunci el nu mai are nevoie decât să bei apă. Să bei apă și porumbei când se înformă, sunt mulți mai lejeri. Mai ușor, nu? Mai ușor. Legume le-ai dat vreodată? Le dai foi de varză, de nu salată? De... Nu le dai niciodată, nu? Tot timpul nu au voie să lipsească. Grit și vitaminerală. Eu pun și polen de albine. Bun, nu. Ci natural, tot să nu fie exagerat. Dar eu nu dau niciun ulei. Dacă le dau ceva... În care ulei, usturoi, drojdie de bere... Cel mai bun... Ba da, pot dau drojdie de bere, dar, de exemplu, eu dau, pun o lingură de iaurt. Pun iaurt pe mâncare și i-am dat. Porbei să simt bine. Fac bine. Am auzit lingură de aur, unii spun că ei trei galbenușuri de aur și le prămânți cu o lingură de aur. Eu nu spun că nu merge, dar eu spun ce fac. Da, bun, fiecare face ce... Da. Dacă eu acum, în timp ce vorbeam cu tine, revin la o chestie care mă obsedează. Deci tu te-ai dus la piață, ai cumpărat niște porumbei, i-ai dus într-un coteț, ai scos pui din ei, da? După care te-ai dus și ai zburat. Și ai făcut la primul zbor locul întâi. Te întreb un lucru. A fost un criteriu sau a fost doar instinct? Eu, pentru mine a fost un instinct.
Deci tu ai ales porumbeia la piață instinctual, exact. Este o piață la noi, unii merg să vând porumbei la lir. Da, da. Piața de lir, o știm, da. Nu am fost de multe ori în piața aia unde fermierii veneau cu porumbei, fie că le dădeau crescătorii să-i taie, da, fie prin exact. Și dădeau cu 5 euro. Exact. Acolo am fost și se vindeau cu 20 de euro, 30 de euro. Și când noi mergeam la natural, am fost de 10 ori la lir. Dar s-a întâmplat ca din ăștia de 10 ori, odată să-mi iau 2 porumbei și odată 1. De la natural? Nu, din piață, de la lir. Da. Ne-am uitat și mi-a plăcut. O, ăsta îmi place. A fost unul dintre cei mai buni porumbei mei. 3 porumbei am luat, cu toți 3 am câștigat locul. Bun, asta e deci povestea... Deci a fost de 10 ori, asta... puteam să iau 40. Știți, asta e o poveste uluitoare, pentru că, repet încă o dată, tu n-ai avut porumbei în România, deci practic a avut un vârf de-al tău la care ai mers din când în când, deci probabil că acolo ți-ai format ceva, un... Mi-a plăcut porumbeii, mi-a plăcut inteligența lor. Când am simțit că ăștia vin din Cluj, eu nu am fost niciodată în Cluj, nu știam din Cluj. Da, corect. M-a făcut așa, să mă simt... Bine, știi, eu care sunt și scriitor și brezeu de film, mă gândesc că leg tot timpul ce ai obținut sus cu ce ai pornit. Și mă gândesc că poate el a fost un semn că tu ești ăla alesul. Pentru că, până la urmă, orice mi-ai spune și orice ai face, întâmplarea aia, cum mergi la piață, alegi 3 porumbei, împerechezi, te duci cu lada de banane, te duci cu pușca și iei locul întâi, deci s-ar putea ca el să fi fost semnul. Deci tu n-ai făcut decât să mergi pe drumul pe care semnul ăla ți l-a dat și te-ai dus foarte sus. Pentru că nu uita un singur lucru, Marie Claire Cardinal a constatat că gramul de porumbel e mult mai scump decât gramul de cal. Pentru că nu știu câte milioane s-a vândut un cal și că cel mai scump porumbel din Belgia s-a vândut cu 450. De deci aici ai depășit povestea asta. Tu l-ai dat pe al tău cu 550, nu? 500 a fost. 500 a fost suma rotundă. Exact. Deci aici este un record, dincolo de recordul coeficientului, pe care marele public îl înțelege sau nu. Îl înțelegem noi, columbofilii, 0,25 e aproape de neatins, înțelegi? Dar, practic, și suma este un record. Deci, într-un fel sau altul, eu leg faptul că te-ai dus, ai ales 3 porumbei, lada de banane, da. Curtea spaniolului... Trei porumbei am ales în 2 ore. Odată mi-am luat 1 și odată 2 porumbei. Am înțeles. Asta a fost la 3 ani diferență. Mergeam aproape în fiecare an, mă uitam, dar când îmi place un porumbel și îl iau, 90% reușesc. Cum te privesc acum belgenii, după ce le-ai făcut legea în țara lor și ai vândut cel mai scump porumbel din istorie? Cei ce mă cunosc în club la mine, da, mă apreciază foarte mult. Deja respectul care am văzut pentru asta, e chestia că când dau un bon, de 4 ani de zile, bonul meu e cel mai scump la club. Deci știi că se practică ideea așa, eu dau un bon, tu dai un bon și bonul are o valoare. Și în primăvară omul cumpără bonul și vende la el și zice, uite, am bonul ăsta. Și el e obligat să dea un pui. Exact. Bonul lui de mai mulți ani de zile, deja de câțiva ani, e cel mai scump. Ajunge până la 1200, nu? Anul ăsta a fost 1200 de euro, un bon. Pe un chilipir, 1200 de euro un pui de la tine din Coteț. E deja un chilipir, nu? Da, dar eu nu spun că valorează sau nu valorează. Ba, nu, că nu-i valorează despre valoare, e vorba despre valoarea ta. Valoarea ta. Cei din club la mine mă apreciază pe chestia asta, care am văzut. Important, da, și toți. Pentru mine mai există ceva foarte important. El mi-a zis așa, la un moment dat a venit la mine, mi-a zis el, trebuie să știi, unul Kes Bosua, sigur că știu că ăla este un performer mondial. El a luat locul 1 și 2 din 120.000 de porumbei și în aceea zi a luat locul 1 și 2 din 24.000. Deci ne mai întâlnim. Și zice, i-a dat 250 de mii de euro pe porumbel. Dar la vremea aia el nu putea să-l vândă pentru că era angajat în împerecheri. Nu? Da, și în plus de asta eu am fixat o dată ca să-l vând. Am scând scot eu porumbei și după aia. Pentru mine și asta e o poveste următoare. Nu o să-mi dea mai mult de 200, nu-i problemă. Vă dau la 250, pentru că nu era... Nu aveai o limită superioară. Nu aveam o limită, că nu m-am gândit niciodată că o să ajung. Știam că valorează în jur la 200.000, asta știam. Da, da, da. Dar mai n-am știut că o să ajung de la... Da, și Luchez Vosea a spus că deocamdată ești angajat în perechei. Exact. Și după aia discuți cu el. Și nu o să am numărul telefon, coordonatele. Da. Cum ai fost niște un chinez care joacă Lin Lua, joacă în Olanda. Cine? Un chinez. Da. Cine? Un chinez. Da. Care joacă bine. Și el tot așa, primul a venit el după 2-3 săptămâni și mi-a dat 300.
Uh-huh. A fost Bargerings, de câte ori mă întâlnesc cu el. Uh-huh. A zis, bă, Daniel, eu în viața mea n-am văzut un porumbel atât de echilibrat. Când îl iei în mână, nu-i lipsa nimic la porumbelul ăla. Uh-huh. Mai perfect, ăla nu am văzut. Și eu zis, Bart, la mai mulți. A fost Bart și Devi Turnele, au fost mai mulți crescători. Eric, Limber, când m-au venit și au văzut. Au fost Patrick Drei, au fost mulți. Sunt convins de asta că s-au perindat mulți crescători cu nume mare. Să vadă, că eu am zis, bă, puteți să veniți, la mine nu-i probleme, eu vă primesc oricând. Deci chiar m-a sunat cineva, eu sunt foarte... Vreau să fiu amabil, să fiu... Normal, ești un om normal. Încerc să zic, nu-i neapărat, la mine nu trebuie să veniți să-mi cumpărați nimic, că eu n-am trăit din porumbei. Eu am muncit, am societatea mea. Da. Și dai seama că până la urmă în străinătate să ai societatea ta de construcții. Să construiești înseamnă o profesie foarte clară. Se va construi de acum înainte, până la sfârșitul lumii se tot va construi. Deci nu poți să zici, domnule, sunt un om care n-am. Deci el are stabilitatea lui perfectă. Din punctul ăsta de vedere e cumva scos din jocul ăla al disperării. Știi, domnule, acum sunt disperat să vând porumbelul ăsta. N-am avut niciun fel de problemă. Nu, eu ziceam de Chesbosua pentru că mă legam foarte tare de performanțele uluitoare, înțelegi, din 2009, performanțele lui Chesbosua absolut uluitoare și mă legam de faptul că a fost unul din oamenii care a venit și a zis, dau atât. Înțelegi? Am înțeles că și Pipa și Herbos au fost interesați de... Da, Herbos a ajuns până la 410.000. 410. Da, și a zis, bă, Daniel, atâta puteam să-l dam, ne oprim. I-a zis, ok. Și atunci au continuat între Pipa și... De la 410, între Pipa și clientul. Și chinezul ăsta. Și da, l-am câștigat chinezul. Da. Dar chinezul practic nu era, era o licitație la tine acasă. Ei venea și făceau oferte. Tu nu l-ai scos pe site. Nu l-am scos pe site. La el acasă. Deci iată un alt tip de... Eu nu eram... Eu venit la mine acasă și m-am luat pe surprindere. Că chinezul a trimis în Bonfilm, cum urca în avion și a zis... M-a sunat și mi-a zis, dă-mi răspunsul acum. Eu urc în avion și nu mai am... Telefon. Trebuie să mă sun peste două ore când aterizez. Uh-huh. Și nu vin porumbelul până nu îți dau eu acordul. Chinezul era hotărât să mi le iei. Și... Da, deci chinezul i-a pus filmul cu urcat în avion și a zis, mă urc în avion, două ore nu putem vorbi, să nu cumva să-mi vinzi telefonul, să porumbelul, că e o nenorocire. Da, și atunci a Pipa cu... s-a oprit și... Bun, ăsta, Daniel, vreau să-ți mai spun ce. Ele sunt amuzante așa, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă un singur lucru și cred că, până la urmă, asta e important, că numai iubind porumbei și încercând să-i observ și să nu știu, poți să ajungi undeva. Altfel, e o nebunie și un orgoliu până la exact, cap. Exact, dacă facem, să avem porumbei, să zicem că las că la anul te bat sau vreau să iau porumbei, că vreau să câștig bani sau să țin porumbei ca să fac nu știu ce, să ajung mare. Da, e mai greu. Nu știu dacă poți reuși. Prima dată faci asta că îți place, faci pasiune și eu cred că când faci un lucru care îți place, reușești. Că dacă faci ceva care nu îți place, nu știu dacă ajungi la... Daniel, la prețul de 500.000 de euro au intrat și porumbei înrudiți cu... Acela sau au fost separați ca și preț? Separați. Au fost separați, da? Au fost 60.000. Da. Și pe urmă i-am mai făcut pachetul la ea 12.000. Ăla de demifraț. A demifraț 18.000. 18.000. Da, și aia a fost plătit tot aparte. Da, am înțeles. Foarte agentul bine. Tău a primit o cotă destul de mare, nu? Agentul care ți-a stabilit contactul cu chinezul, nu? Da, e Gheri de Clerc, prietenul ei care a fost asociat. Nu mi se pare normal. Sigur. Păi mie tot mi se pare normal, exact ca și cum eu lucrez. Prin arhitect, prin aia, fiecare trebuie să câștige munca lui, reclama lui. Eu niciodată nu m-am gândit, pentru că sunt român, mai am multe de învățat. Învăț pipelea mea prin experiența mea și de la amatorii care nu pot să vină să-mi zică cineva care nu are rezultate, că așa e mai bine. Tot timpul încerc la crescătorii amari, când stau de vorbă, să mai pot culege ceva, să văd dacă e bun. Ca să mă pot învăța, să mai pot aplica, dar trebuie multă răbdare și... Îți faci notițe la porumbei, îți notezi, de exemplu? Nu notez nimic, că stau rău cu pedigreile, stau rău cu notițele. Eu prefer să stau între ei, să-i văd. Când sunt între ei, eu uit de tot.
Da, dar acum dacă ți-a spus în ultima vreme că a făcut și testul ADN, înseamnă că a ajuns la limita la care să nu poate nimeni să poată să-i bată obrazul. Sigur. Că de fapt asta e problema, înseamnă că a început să se preocupe și de pedigree, exact, și de hârtii și așa mai departe, pentru că la nivelul ăsta n-ai cum să zici, dom'le, nu mă interesează aia. Dar el e conștient că nu vrea să lase în urma lui niciun fel de dubiu și atunci chestia ADN-ului este o noutate pentru noi, pentru toți. Vorbesc aici în România, deja în Belgia se practică. Exact. Și iată, el o face pentru că, sigur, va veni unul, zic, dăm și mie din sângele ăla. Și el zice, ia-l, și se duce, nu e sângele ăla. Atunci el trebuie să fie sigur că ce-a rămas este fiul ălui, așa, așa mai departe. Daniel, crezi în teoria ochiului la porumbei voiajori? Eu în ochi nu mai decât să fie pupila mic și să aibă cât mai negru în ochi. Da? Singurul lucru care... Culoarea te interesează la ochilor? Nu, poate să fie orice culoare, dar să aibă pupila mică și... Granulația? Te uiți vreodată la granulație? Nu, mă uit numai negru deasupra pupilei. Secera, nu? Secera, să fie cât mai neagră și culoarea nu mă interesează. Da, culoarea dincolo nu, aici, da. Pupila trebuie să fie neagră, exact, și cât mai pronunțată. Nu, și secera de la exteriorul, exact, ochiului... Exact, aia mă interesează. Restul semne, pene albe, ghiare albe. Campionul tău are ghiare albe? Nu. Are vreo pană albă mică pe aici? Nu pun pe astea. Mă pun la plumaș. Penele trebuie, da, penele trebuie să fie bune și fine. Aripa să fie bună, aripa să nu fie... Există aripa. Teoria celor trei pene de aici. Sunt egale sau nu? Ultimile trei. E bine să fie egale. E bine? Și ca lățime, Daniel, cum prefer să fie? Ventilate? Mai late, mai subțiri, mai ascuțite, la vârf? Subțiri, dar să fie mai ventilate. Ventilate. Că dacă, pentru ca să zbori fondul, să nu fie ventilat, nu iasă aerul deloc, o să obosească porumbelul. Da, deci astea sunt bine. Sunt, sigur că sunt teorii și teorii, dar, până la urmă, tot impresia aia generală de sportiv. Exact. Aripa de plutire trebuie să acopere, bineînțeles, corpul, eu nu? Eu nu prea cred în aripă de plutire. Nu? În zona... Am auzit mult pe pietre cu plutire, cu plutire și ce? Că trebuie să fie plutirea cât mai lungă ca să plutire. Nu neapărat lungă, dar trebuie să protejezi, adică să fie suficient de bogat atunci când îl lași să acopere spatele lui. Să acopere spatele, exact. Pentru spate e ok. În spatele, e vorba de rinichi. Am discutat mereu, ți-am spus Moșu Van Brone, care era un mare campion. Asta arăta, tot asta arăta aici, bătea pe spate, zicea aici, rinichi. Spatele, clar. Coada lui trebuie să stea pe pană, nu? Întotdeauna, nu? E preferat să stea pe pană, dar nu e tot timpul, nu? Un criteriu, nu. Dar e preferat să stea. La mascul mai mult decât la femele? Exact. E mai frumos porumbel. Da. Vezi, porumbel echilibrat, vezi. Păi dacă mă refer la prima ta alegere atunci și în perechere, n-am văzut decât pe sistemul ăsta. Ți-a plăcut. Ți-a plăcut, exact, pentru că exact. Era frumos, pentru că era echilibrat, exact. Pentru că n-aveai niciun criteriu atunci. Atunci erai exact. Un băiat care începeai. Antebrațul scurt, Daniel, sau brațul scurt la vitezele de fond. La vitezele de fond, la concursurile de fond. La concursurile de fond, nu? Și maraton, brațul scurt, pentru că la viteză e bine să aibă brațul mai lung. Pentru că el când trage aerul ia mai mult. Da, da. Dar dacă fac toată ziua cu mâna așa, obosesc mai repede. Dar dacă fac așa, eu pot să fac mult mai mult cu brațul scurt. Da. Brațul scurt pentru fond și maraton e preferabil. Dar numai eu să câștig. Ai și porumbei de fond și de viteză specializați pe distanțe acasă? Eu am încercat să fac porumbei general un pic. Păi ăsta, porumbelul lui campionul, mi se pare are niște locuri în față la viteză. Da, locul 3 la viteză, da, are locul 3, 20 la viteză. O zbura tot, deci o clasa tot și dacă intra, lua locul 1. Pentru că e o hrănire altfel, ca la viteză la Belgen, porumbei vin trebuie să intre rapid. Da. Că dacă nu ți-o învârtit de 4-3 ore, ai pierdut. A fost locul 3. Da, bun, asta la viteză. Dar aripa e foarte... Eu mă uit la aripă, trebuie să fie în așa fel, că dacă au aripă bună, când zboară, merge mai cu avans. Aia iar e important. Exact că și cum am materiale bune, eu pot să lucrez mai repede. Daniel, eu am filmat un stol de porumbei, am făcut un film în Franța, și am filmat un stol de porumbei urmărind-o din elicopter. Și pot să spun sigur că se merge așa în V, stolul mare, în față sunt unii. La un moment dat, partea asta se rupe și rămâne aia în urmă. Și aia formează tot un V. Și te uiți în spate cum unii se lasă. Adică nu mai pot și se lasă. Exact. Înțelegi? Și V-ul. Probabil că după aia vine chestia aia cu mirosul, care ți-am zis-o că au depistat-o la 40 de kilometri, fiecare simte mirosul și fuge unde apucă să intre primul, bănuiesc.
De exemplu, în piață, mă duceam când eram puști în piață și auzeam tot felul de povești. Niște bătrâni spuneau, bă, în ziua concursului să nu faci curat. Atunci eu nu mi-am dat seama ce vor să spună ei, dar ei de fapt vreau să spună să nu schimb mirosul din volieră. Deci sunt niște lucruri instinctuale care se transmit din generație, dar nimeni nu dă o explicație. Bănuiesc că asta e explicația. Să nu schimb mirosul din volieră, ca să rămână intact. Povești. Ai crescători pe care îi admiri, crescători din Belgia, pentru că acolo locuiești de mulți ani, pe care îi admiri mult și pentru știința cu care își cresc porumbeii. Crescători de porumbei, Eric Lindbur pentru mine e cel mai bun. Nu are porumbei cel mai bun, dar el poate scoate 100% dintr-un porumbel. Deci știi ce să facă. Iată o altă formulă de columbofilie. Sunt sigur de asta și eu sunt prieten cu Lindbergh, știu că e nebun și îi povesteam lui Lindbergh. În sensul că e foarte pasionat. E și foarte invidios. Vrea numai el să câștige. E o persoană un pic egoistă, e prietenul meu, nu pot să zic, nu pot să vorbesc de rău. Se nervează toare când vine la alță porumbei, eram la el acolo, lovește cu piciorul un gard, se nervează, strigă. Vrea numai să câștige numai el. Un tip numai pentru a câștiga. Da, e cel asta mai și duce la povestea aia. M-am dus cu el să cumpăr un porumbel cu 10 locuri de unul. Tineret, 100 de porumbei, 200, a cumpărat perechea, a cumpărat două surori, un frate, am ajuns acasă cu perechea, s-a uitat și i-a rupt capul tatălui și l-am aruncat. Și Daniel îmi confirmă, dacă lui nu-i place, poate să fie orice, nu-i place la mână. Eu l-am întrebat de ce? Păi, dar vrei să-l bag pe ăla să-mi stric porumbei? Pentru că ăla era puțin mai osos. Mama era rotundă și ăla era osos. L-a rupt capul. Cine dracu ar fi rupt capul unui părinte, unui mascul care cu femeia l-a dat un fiu? Nu contează 200-300 de porumbei, era, că era tot timpul primul. Înțelegi? Deci, din punctul ăsta de vedere... Charles Lekens scrie bine. Prefer un porumbel din Belgia care câștigă locul 1 din 200 de porumbei, decât un porumbel din Olanda care câștigă din 1000. Pentru că în Belgia vin cu 3-4 porumbei bine pregătiți. Da, e și teoria lui, asta e și teoria lui Charles Lekens. Înainte da, de a exact, cumpăra un porumbel, prima dată uite-te în ce zonă zboară da. Și preferabil să cumperi unul care are locul 1 din 300 într-o competiție, cum zice el, de 3-4 porumbei fiecare crescători sau unul cu... Și dădea și un exemplu, că zice, porumbelul meu a luat locul 7 la mine la zonă și porumbelul vecinului meu a luat locul 1 din 6.000. Dar viteza porumbelului meu era mai bună decât viteza vecinului. El a vândut foarte bine, ori eu nu puteam să-l vând, că la mine era locul 5 din 400. Dar viteza porumbelului meu era mai bună decât viteza lui în zona aia. În același concurs. Deci, pe general, porumbelul îi bătea. Deci, într-un fel sau altul, aici ai dreptate. Cu ce regularitate preferi să-ți introduci porumbei noi la matcă? Când simți tu că ar fi nevoia să-ți împrospătezi lotul de matcă, de exemplu, la un moment dat? Deocamdată nu simt nevoia, dar când am ocazie să găsesc un porumbel bun, nu ezit. Îl iau, care îmi place. Când îmi place un porumbel, îl iau. La... trebuie să-mi placă. Da, trebuie să-ți placă. Dar nu fac, bă, anul ăsta nu fac un program că trebuie să-mi iau neapărat sau să bag sau... La mine când se întâmplă ocazia să stau de vorbă, merg, am văzut ceva un porumbel și când... mi-a plăcut. Prefer să introduci un mascul sau o femelă? Ai preferințe vis-a-vis de sex? Nu. La mine care mi-a plăcut. Eu vreau să spun că am stat de vorbă cu Patrick Van Bruen, cu care m-am revăzut după 10 ani, nu m-am văzut cu el, deși acum 30 de ani ne-am împrietenit. Am avut surpriza să fie în echipă cu el în vizită aici și am reușit să și vorbesc puțin cu el. Sigur că tot timpul era și, printre altele, l-am întrebat dacă ține linia de Van Bruen al lui Bunicu, s-o a zis da. Și dacă în ultimii ani a introdus vreun porumbel. Și mi-a zis, un singur porumbel a introdus. Ce? O femelă pe care a cumpărat-o de pe Pipa, a dat 6.000 de euro pe ea, era campioană nu știu ce zonă, i-am întrebat ce origine. Nu m-a interesat. Am luat-o pentru că mi-a plăcut și pentru că ieșise campioană pe zona aia și am plătit suma pe ea. Și zic, ți-a dat, da, și mi-a dat fiu și nepot, de care sunt foarte mulțumit. Dar zic, originea, obscură, deci fără niciun nume mare. Da, nu contează originea, mulți caută origine pedigree. Și mulți caută, de exemplu, acum, dacă eu am jucat bine, vin toți acum la mine. Da. Mâine, dacă joacă altcineva, bine merge. Nu, le-am zis lor că mi-au venit de la site, de la multe site-uri, mi-au lăsat mesaje la telefon, Daniel, vrem să vindem porumbei, vrem. Nu le-am spus, deocamdată nu vând nimic.
eu nu simt nevoia, nu, că n-am porumbei, nu vreau să vând, numai să mă aflu în treabă. Da. Zic, poate în septembrie, octombrie, să văd ce scot, să văd ce am. Că aici, în România, ce-am mai văzut? Dacă au câștigat unul din Caselaine, da, în zona asta au bătutăți, toți acum vor să meargă în Olanda să iei din Caselaine. Da, da. Dacă au câștigat din Van den Branden, da, toți vor să meargă la Van den Branden. Păi acum e nebunia cu Cyril. Dacă eu am câștigat, vor să vorbești. Cyril, zi. Lambrecht. La, Cyril Lambrecht. Corbița lui Cosmin a câștigat nu știu ce la... Exact. Și toată lumea vrea Cyril Lambrecht. Exact. Inclusiv un prieten de-al nostru care zice, dumne, trebuie să-mi iau Cyril Lambrecht. Pe principiu asta îl tău. De asta zic, nu e neapărat. Că după aia mulți merg iau, o trec cu moda, nu mai venim din Cyril Lambrecht. Da, o altă poveste care am vorbit-o cu el a fost problema cu vânzarea de porumbei și are același principiu ca și mine. Decât să dai la un prost porumbei, mai bine nu-i dai. Adică trebuie să te și uiți la omul la care îi dai într-un fel sau altul, pentru că altfel dai, înțelegi, omul este aiurea și nu-ți face un deserviciu. Deci, și el a deschis discuția, da, și aici... Prefer să dau porumbei buni la un crescător care joacă porumbei bine, pentru că îi pune în valoare. Da. Dar la un crescător care nu a făcut nimic porumbei, și nu o să facă nimic, o să zic, lasă-mă cu porumbei, că-s, da, bineînțeles, dezastru, mi-a dat porumbei rău. Daniel, dar chinezul căruia ai vândut porumbelul, campionul tău și cei din familia lui, ți-a cerut și sfaturi vis-a-vis de cum să-i facă în viitor? Nu mi-a cerut niciun sfat. Nu? Mi-a zis dacă pot să-i dau o femelă bună și am zis, bă, eu am să-ți dau o femelă ca să pui în pereche cu el. Și am să-ți dau o demisoră cu tata la campion. Uh-huh. Și am dat o demisoră cu tata la campion. Uh-huh. Deci cu tata la campion. Ar fi o mătușă vitrigă. Da. Și am zis, spune cu ea și mă spui dacă nu o să fie. El era, după părerea ta, chinezul, un începător bogat sau era un columbofil adevărat? E un columbofil care i-a cumpărat porumbei din mult. Da. O cumpărat porumbei de un client de-al lui Eric Limburg. Averic, David îl cheamă. Atâta știu. Ăștia care au bani sunt un pic orgolioși, oamenii, au niște pretenții și au ei să încred mult în bani și în ce cumpără, că o să dea 100%. Din păcate n-au cumpărat și știința ta. Da, nu cumpere amatorul. Problema e că cumperi porumbei buni, dar dacă nu știi ce să faci cu ei, iar e problemă.